bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Pentru o vreme va fi cunoscut drept Brâncuș, dar resursele actoricești ale lui Ioan Andrei Ionescu îl vor conduce fără îndoială către multe alte roluri memorabile. Dragi prieteni, bună dimineața! Îmi place să cred că sunt un actor de compoziție, declară interlocutorul meu de astăzi. Pe când avea 6 ani, sărea gardul cinematecii să vadă filmele și își dorea să fie Marcello Mastroianni. Ei bine, astăzi a ajuns Ioan Andrei Ionescu pe scena Teatrului Național din București și l-am invitat la mic dejun. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Cum e cu Mastroianni, cum e cu ambiția de a fi actor, care s-a dovedit a fi o vocație după un colegiu de tehnician dentar? E o poveste lungă la mine cu actoria. Copil fiind, săream gardul curții noastre, ajungeam în spate la eforie și intram și urmăream filmele de la Cinematecă, de la Cinema Victoria. Uneori mă ascundeam de plasatoare în tot felul de locuri. Ieșea de fiecare dată jocul ăsta, nu? Bine ați revenit la Cafe Verona. Bine v-am regăsit, bună dimineața. Mie, ca de obicei, cappuccino și croissant. Voi merge pe mâna mamei. Dar părinții știau de fuga asta? De aventura mea, cumva, da, pentru că într-o perioadă, imediat după ce ne-am întors din Maroc, eu am rămas între 5 și 7 ani cu tata în România, tata pictor, tata iubitor de film și m-a luat de mână. Primele filmele pe care le-am văzut la Cinematecă au fost cu el, unul dintre primele filme, un film la care, culmea, am reușit să nu mă plictisesc la vârsta aia, a fost Călăuza, un film de 3 ore și ceva. Nu înțelegeam mare lucru, evident. Ca mai târziu, încetul cu încetul, să mă apropii de zona asta din ce în ce mai mult. Am fost totdeauna încredințată că nicio progenitură de artiști n-are cum să sară departe de trunchi și să facă altceva decât artă, așa că era de așteptat. Sunt sigură că tatăl dumneavoastră a intuit din prima, mama ceva mai târziu sau poate dânsa înaintea tuturor și s-a temut, pentru că aveați 15 ani în momentul 89 al României. Și din partea casei? O, mulțumim! Mulțumim! Vă amintiți ceva important din adolescența asta, a momentului 89? Și din contextul României de atunci? Da, foarte puternic îmi aduc aminte că eram un licean, clasa 10-a, la un liceu de matefizică, unul dintre cele mai bune din București, din România, poate chiar cel mai bun atunci, și eram îndreptat cu un creier cumva format pe matematică și fizică, mama fiind profesoară de fizică. Mama a văzut în mine posibilitatea de a face matematici sau fizici. Foarte curios. Pentru că eu bănuiesc că această rigoare inițială v-a ajutat apoi în ceea ce ați numit, vorbind de Sharon Stone, igiena actoriei, care pentru mine se traduce drept o disciplină care înseamnă drumul drept spre rigoarea unei vocații, de ce nu? M-a luat după liceu și m-a luat de mânuță și m-a dus să fac o meserie. Bun, nu vrei să faci politehnică, nu vrei să faci matematici, te încăpățânezi, vreau actorie. Hai să-ți aduc pe cineva, o colegă de a mea, de profesoară de limba și literatura română, să te verifice. Hai, spune o poezie. Am spus o poezie, nu ești talentat. N-ai ce să cauți acolo. Mai știți care poezie? Și dacă. Și dacă? Oh, greu examen. Da, greu examen, pentru că mie îmi plăcea și dacă, pentru că nu-mi depășea capacitățile. Are o atmosferă teribilă care se pliază pe ce atmosferă ai tu în interiorul tău. Spusă undeva, într-o bucătărie și cu o concluzie feroce. Gata, nu. Nu poți să faci chestia asta, du-te liniștit, fă ceva, fă o meserie. M-a luat mama de mână, m-a dus la tehnică dentară. Am făcut tehnică dentară.
Și după tehnică dentară am realizat că nu am ce căuta acolo, pentru că am mai multe de făcut decât să stau în dreptul unei mese și să fac mici sculpturi, sculpturi în miniatură, dedicate pentru noi. Și ați ajuns acolo unde ați râfnit. Sunteți la Național din 2001. Da. Dar asta după un drum în care, ca un actor care se respectă, ați făcut de toate. Reclame, teatru underground, ați teatru așteptat. Underground a fost o școală teribilă pentru mine. În perioada respectivă era o alternativă școală, cumva. În teatru underground, acolo funcționau actori puternici care aveau ce spune și eu intram cumva la concurență cu ei, cu spectacolele în care jucam. Aveau acolo show-uri, Maya Morgenstern, domnul Ogășanu. Era vorba de spațiu de la Green Hours, da, exact. Și venea lume bună, cum ne place să spunem între noi. Eu însă mă duceam adesea după anii 2000. Era chiar un loc de refugiu acolo, și de experiment, și de artă subțire, și de inovație. Mi-aduc aminte clar și gândindu-mă la aceste precedente și revenind de pildă la Anonimul Venețian, pe care îl jucați la Național de 2 ani aproape, da. Și e o partitură grea, cu doar două personaje. Sunteți alături de Ilinca Goia cam de atunci, cu ochii ideea de a vă aduce încoace la un mic dejun. Cineva mi-a zis că mă comport ca un șarpe boa care își fixează prada și după aia poți să te aștepți la orice. Inclusiv discursul nostru acum comun e cumva șerpuitor, pentru că el nu finalizează o idee niciodată, face cumva, deschide tot soiul de porți. E un șiretlic comod ca să ajung la ideea anului 2014, când ați avut 4 roluri titulare importante și care pe mine ca moderator de televiziune m-au decis că vreau să fiți între campioni. Pentru că nu sunt nici 2 ani de atunci, ați făcut teatru TV, nu? Într-o piesă shakespeariană. Poveste de iarnă. În Poveste de iarnă. Da, cu cine? Cu regia lui Dembinski. Da. Nu? Apoi, tot în 2014, a fost acest rol brâncuș, pentru că, nu vă ascund, în clipa în care m-au întrebat câțiva cine-i săptămâna asta la mic dejun, eu am zis, ia-o cum vrei, Ioan Andrei Ionescu sau Brâncuș în persoană. Reacția asta am obținut-o, de zâmbet amuzat, unii m-au crezut, alții nu, alții n-au înțeles. Cum v-ați descurcat cu rolul ăsta decisiv pentru o carieră? În momentul în care știi că ai un rol important, riști dacă faci pași mari, dacă te arunci pe o idee. La un moment dat trebuie să-ți iei curajul evident și să spui da, acolo sunt, funcționez. Dar până în momentul respectiv, pașii sunt timizi, calculați și cu efort, cumva. 4 luni de cură de slăbire aproape ascetică, 6 luni pentru barbă și cam 30 și ceva de ani pentru așteptarea acestui rol, care a fost o asumare pe care o traduceți într-o negociere amicală, ziceți la un moment dat. Bun, n-am crezut întru totul în sintagma asta. Să negociezi cu Brâncuș e cam... La un moment dat trebuie să o faci, pentru că altfel nu pătrunzi în lumea lui, dacă nu negociezi cu el. Sigur, el va câștiga din negocierea asta și ți-asumi din start, dar negocierea presupune cunoașterea celui cu care negociezi. Comunici cu el și în momentul în care comunici cu el, în momentul ăla începi să-i înțelegi, să poți să-i asimilezi sistemul de gândire și să poți după aia să încerci să-l pui în pagină, în valoare și să prezinți un univers care să fie crezut. Mie mi s-a părut un Brâncuș foarte credibil, un rol puternic într-un film inegal, dar nu sunt critic de film, părerea mea aproape nu contează câtă vreme acest film trebuie văzut. Și abia după asta a comentat pe toate vocile. Domnule Brâncuș, sunt un mare amator de arte abstract. Și aș vrea să cumpăr și eu una dintre lucrările. Înseamnă că arta mea nu o să-ți placă. De ce? Am văzut câteva dintre lucrările tale la Ilie.
Sculptura mea nu este abstractă. Este un fond foarte realist. Reprezentarea realității nu este o banală formă exterioară, nu, este esența însăși. Ideea din spatele formei. Ha, dacă te-ai vedea, ai înțelege. Formele tale sunt absolute. Ești o punere la oaltă de sfere, cilindre, trunchiuri de con, piramide, minunat. S-a văzut puțin în România, deși din 2014 încoace a colindat prin Marea Britanie, a avut nominalizări, a avut și gânduri bune, a avut și invidii pentru o finanțare importantă de care s-a bucurat. Deja s-a trecut dincolo de stadiul de negociere și s-a ajuns într-o zonă de concurență acerbă, cum este în toată piața din România, pe orice domeniu. Nimeni nu mai este fericit, afacerile nu se mai fac cordial, nu se mai negociază, nu se mai așteaptă reacția omului ca să înțelegi ce vrea. Fair play-ul nu mai există. Nici măcar nu mai este mimat. Deci nu mai am, mă aștept oricând să mi se taie craca fără niciun fel de avertisment. Nu vreau să plec de lângă Brâncuși, da, pentru bun. Că mă interesează această mărturisire. Spuneți, Brâncuși este un tribut față de tatăl meu, pictorul, cel care cu mijloace minime, acelea ale unui artist abstract, s-a angajat în lupta împotriva unei culturi staliniste. Da, se poate spune asta. Da, tatăl meu nu este un pictor anonim pentru foarte multă lume. Sunt convinsă. Este un om care a expus, vândut în străinătate, în tinerețea lui, după care întors aici și a creat zona lui de confort, zona lui de confort fiind profesoratul și și-a dăruit întreaga lui ființă elevului, deschiderii minților și a structurării cumva fiecăruia dintre cei care îi treceau prin mână, scoțând cei mai buni din fiecare și în paralel făcând creațiile proprii pe care nu putea să și nu avea cum și erau refuzate să fie expuse la oricare dintre expozițiile vremii. Pentru că nu aveau subiect, nu puteau fi înțelese, etc., etc. El a preferat atunci să rămână așa, într-o zonă în care arta devine artă pentru el, pentru artă și pentru cumva cel care vrea să vadă și care scormonește și găsește până la urmă ceva. Și care caută mai ales. Da. Dar zona de confort a lui Ioan Andrei Ionescu care este? Acum, după un traseu de 15 ani de carieră și după ce pasul până la Constantin Brâncuși, rolul, a trecut prin filmări alături de Sharon Stone, de Andy Garcia, de John Voight, de alții. Zona mea de confort vine din relațiile sufletești, sinceritatea pe care pot să o găsesc în cel cu care vorbesc și sinceritatea cu care pot eu să mă destăinui. Acolo e zona mea de confort, acolo e recompunerea mea de fiecare dată. Plec de la mine când fac cât un rol, plec de la mine când fac anonimul venețian, mă duc într-o zonă pe care după aia cu greu o stăpânesc să o repun în matcă, să mă așez. Am nevoie de ceva timp după ce trec prin ce trece anonimul venețian. Așa e. Și, un pătimaș care retrăiește alături de o veche iubire într-o singură zi, de fapt o viață. Da. E o,
o esențializare a unei relații de iubire extrem de puternică și extrem de pătimașă. Mai ales când veniți în siajul unor ecranizări celebre, lăudate și... Nu chiar lăudate, pentru că Anonimul Venețian, după mine, a fost foarte asemănător unui clip despre Veneția în perioada respectivă. Nu neg asta, un extrem succes, faptul, de altfel. Da, dar faptul că publicul larg a îmbrățișat această tentativă, pentru mine e destul. Vreau să merg un pas înainte cu acest rol Constantin Brâncuș, care e o provocare, dar și o miză pe muche de cuțit, după părerea mea. Am avut un punct, un reper care mi-a dat curaj. Și din curajul ăsta am putut să plec la un moment dat, după ce mi-am așternut pozițiile, să spun așa. Da. Am putut să plec. Adică piesele, piesele pe tabla de șah. După ce am făcut piesele pe tabla de șah, care puneau premizele capacității mele, să spun. Adică, da, cred că pot să fac acest pas. Ei, după această așezare pe tabla de șah, Regina, cea mai puternică piesă, a fost chiar scenariu. Care scenariu mie mi-a dat o libertate teribilă. Eu nu sunt Brâncuș acolo. Așa e. Eu e de fapt o proiecție Brâncuș a unei minți febrile și îndrăgostite. E o muribundă care face pasul dincolo și trece prin iubirea pe care a avut-o pentru Brâncuș, trece dincolo. Unde dincolo se întâlnește cu Mirepa, cel care la un moment dat a scris o carte, un înțelept budist, care a scris o carte pe care Brâncuș o punea sub pernă de la un anumit moment al vieții sale. Cumva o poveste în trei care se întoarce către ideea de Brâncuș. A făcut unica moștenitoarea unei averi imense. Asta a făcut și mi-a stricat viața pentru a doua oară. Sincer, la nivel personal, credeți că în senectutea lui Brâncuș chiar și l-a asumat pe acest tibetan din secolul XI întru totul sau a fost doar o curiozitate excentrică, așa cum el avea curiozitate pentru toate culturile semitice, dar eu îl citesc ca pe un creștin de plin. Poate că aveți contraargumente, nu știu. Ceea ce acumulăm în viață ca informații nu ne poate decât îmbogăți. Depinde după aia ce facem cu informația respectivă. Pe un fond foarte sănătos și creștin, cumva, de sănătate țărănească, autentică, modul de viață, modul de apropiere de filozofia orientală, l-a transformat cumva pe Brâncuș, l-a subțiat, undeva filozofiile s-au întâlnit în el și el cred că a și uitat la un moment dat despre tot ce a acumulat, rămânând doar el. Regăsirea euului puternic și euul care poate să fie valorificat prin ceea ce poți tu construi, prin eu. Da. Valorificarea asta, la un moment dat, se transformă în a fi doar tu. A fi o linie și atât, o verticală, o coloană a infinitului. Ați început chiar modelajul în lut ca să vă apropiați de Brâncuș. Și pe urmă ați transcris asta într-o mărturisire frumoasă care zice: l-am lăsat pe personaj să sculpteze în mine ca să-l atac apoi din interior. Interesant. Eu, de pildă, ani mulți după anii 90 ai României, m-am dus la Paris încercând să văd Brâncuș oriunde se putea. Și de câte ori știam că pot să văd, ori la Centre Pompidou, ori într-o altă sală mai mică de artă modernă, am profitat de asta. Și cred că pentru un actor, schimbând rolul cu dumneavoastră,
Asta ar fi putut să fie o întâlnire, chiar o întâlnire. În film, lucrez la două obiecte. Una ar fi domnișoara Pogani, da, și cealaltă ar fi oul. Da. În film ești obligat să lucrezi exact atunci despre ce faci atunci, să povestești cu tine, prin tine. Dar atunci și acolo. Această legătură spațiu-timp nu poți să o eludezi, să o dai la o parte. Trebuie să fii și atunci. Lucrul la ou, efectiv, pentru mine, a început să fie ceva care căuta perfecțiune. Gândindu-mă că el căuta o formă perfectă. E o capodoperă a naturii. Exact. Și tu încerci să reproduci. Da. Tu încerci să aici e miza, de fapt. Nu? Refaci perfecțiunea. Încerci să te apropii de Dumnezeu prin cât poți tu să faci de perfect. Respectând materialul. Asta era nebunia la Brâncuș. Știa să taie lemnul exact dintr-o lovitură, cum fac lemnarii noștri de la țară. Știu lemnul unde este, unde să-l lovească, să-l taie dintr-o lovitură, pe fibră, exact ca el să se desfacă, exact cât ai tu nevoie acolo. A și spus de altfel, nu? A declarat că întâi își face forma în minte. După care, execuția e doar o execuție. E, dar în momentul în care execuți, poți să te lași sedus de dorința de a atinge acea formă perfectă. Și intri într-o comunicare cu materialul însuși. Cam asta încercam eu să fac acolo. Dar pentru Brâncuș, omul, ce va contrariat și ce va devenit revelație în traseul lui biografic, eu mi-închipui că înainte de această negociere amicală despre care ați mărturisit, cu un rol atât de puternic, ați avut numeroase căutări întortocheate pentru un om care n-a trăit ușor și nici cu calm. Semănăm. Da. A, deci așa. Vreau, trebuie să trec din mine. Asta și acolo. Voiam să aud, că m-am gândit că impetuozitatea unui berbec foarte ancorat în toate elanurile vieții, eu așa vă văd, am urmărit și paginile de socializare, toate vă transfiu aparent ca un hedonist, în profunzime, ca un turbulent care stă de veche, de fapt, și care caută... Chiar acum, la vârsta asta de 40 și un pic de ani, încep să realizez ce fac, de fapt. Încerc să trăiesc mai multe vieți. A început această conștiență? Pentru că în 2006, de pildă, ia cătă, în curând e un deceniu, spuneați cu larghețe că ați juca fie și în telenovele. Acum nu sunt convinsă că declarația asta se mai menține, sau da? Depinde ce oameni întâlnesc. E mult mai important pentru mine ce oameni întâlnesc. Fiecare relație este o viață. De acord. O negociere. Da. Dar o viață. Cunoști un om, te uiți în ochii lui. Înțelegi, într-un fel sau altul, dacă ți-e sincer cu tine sau nu ți este sincer. Îți este chiar opac. Și sau atunci, advers. Poate să fie... E mai bine să fie advers. Sunt de acord. E sincer. Totdeauna mi-am dorit, de pildă, să-mi cunosc adversarii, să nu zic dușmanii, și sunt convinsă că aveți aceeași idee, da, despre asta. Da, da. Îi iubesc pe dușmanii mei tocmai pentru că îi cunosc. Și suntem declarați. Dar în momentul în care e un om care se ascunde, în momentul ăla, nu știu, cumva pot să mă duc, să-mi scutur picioarele și să merg mai departe. Și caut să vânez o relație frumoasă de fiecare dată. Un om cu care să comunic, cu care să mă cert, cu care să mă iubesc, cu care să construiesc, în primul rând. Am intuit tot ce-mi spuneți în momentul în care, cu câțiva ani în urmă, v-am văzut într-un musical și nu credeam că veți face asta. Ei bine, a fost o surpriză plăcută. Mi-am dorit foarte mult să cânt în viața asta. Adolescent fiind, cântam pe stradă Elvis Presley, așa, fără nicio rezervă. Și dansul. Opream domnișoare pe stradă și le cântam.
nu aveam nicio opreliște să fac astfel de gesturi grandisime. Era și un pic de cabotinism exersat, evident. Nu? Venea cumva din firea mea. Adolescența mi-a creat o ruptură. Apropo de revoluție, că de acolo am pornit. Uh-huh. Momentul acela de eliberare a făcut în generația în care eram, la vârsta la care eram, un salt teribil în mintea fiecăruia dintre noi. Toți colegii mei sunt oameni care au făcut salturi, s-au upgradat în ceea ce privește conceptul de libertate pe care puteau sau nu să-și-l asume și au reușit să-și-l asume. Marea majoritate, acum vorbim de oamenii pe care îi cunosc eu, sunt oameni care au terminat SAVA, eu un anumit tip de elită acolo, din care cumva să zicem că fac parte, deși după clasa a 10-a n-am mai învățat absolut nimic, pentru că eram la mate fizică și pentru că nu vreau să fac asta, de fapt. Să trecem la generația 2001, clasa Gelu Colceag. Câți absolvenți ați terminat în 2001? Prea mulți. Prea mulți, așa e? 30 ceva. V-am văzut răzvărătindu-vă pe drept față de ceea ce numiți învățământul de aulă, într-un învățământ care, de fapt vocațional. Cum care e? Și Colceag îl blama, cel puțin când eram eu acolo. Îl blamați, spunea că nu se poate așa ceva, că sunt într-un conflict cu cei de la minister care tot nu înțeleg că nu se poate face artă pe stadioane. Asanarea talentului, structurarea lui, presupune studiu pe omul respectiv. Tu construiești un om acolo, tu nu-ți bagi joc de el, că îl chemi și și tu ești talentat. Și tu ești talentat. De fapt, e o permanentă traficare de iluzii. Și așa se face că ne trezim uneori nostalgici după o generație de aur pe care nu avem cum să o formăm așa în mersul trenului. Care tot nu mai vine. Da. Care tot nu mai vine din fiecare generație, cu mici excepții. Vine prin izbândiri individuale, cum exact. Ați făcut dumneavoastră. Exact. E o piață foarte mică. E o zonă în care arta poate să devină performantă. În termenii pe dumneavoastră, centimetru pătrat. Ziceți așa. În România, chiar și când ești pe val, tot ești într-un pahar mic. O gradație în sus constantă e aproape imposibilă. În această industrie firavă a filmului și teatrului românesc, în pofida afirmării lui din ultimul deceniu, spuneți că soluția singura, de altfel, e aceea de a vă reinventa. Permanent. De fiecare dată când urc pe scenă pentru a începe un nou rol, încerc să fac o nouă descoperire. Nu numai în mine, încep să iau din alte părți, din afară, să aduc către mine, să mă îmbogățesc. Bănuiesc o descoperire în egală măsură și în energia care vă vine din partea publicului, mai ales când e vorba de scena de scândură, nu de film. Când empatiile sunt directe, aproape se simt pe nări. Da, vine din partea publicului foarte mult, dar după ce ai creat structura. Da? Și structura nu poți să o faci decât în relație cu omul din fața ta. În relație cu omul din fața ta sau în relație cu tine. Cu alte cuvinte, actorul de teatru, în mod special, nu e niciodată un solist veritabil. El cântă în duet de fiecare dată, măcar în duet. Da, sau cu dublul său. Da. Tot timpul este o relaționare. Brâncuș a fost un rol cu siaj, cu ecou. Îl simțiți încă, deși a fost în 2014. Și l-ați depășit de mult. Nu depășești un rol niciodată. Eu, dacă l-am făcut bine, dacă m-am dedicat lui, el va rămâne acolo, va funcționa. Încep eu ca actor să fiu pe lângă cine sunt eu și suma personajelor pe care le-am jucat. Care sunt, ca să mă întorc la sintagma dumneavoastră, vieți asumate, de acord? Da, sunt vieți asumate. O oră și jumătate când stau cu Ilinca Goia acolo pe scenă în Anonimul Venețian, sunt acolo. Încerc, fac tot posibil, chiar dacă am pornit primele 5 minute, 10 minute, fără să-mi dau seama. La un moment dat chiar uit de public și ăsta este și un avantaj. Uit de public, pentru că publicul vrea să vadă nu un om care îi povestește uitându-se ochi în ochi, așa, ci vrea să soarbă pe gaura cheii. Și să intre în poveste. Și să intre... Numai așa intră în poveste. Și să fure o viață, de fapt, publicul. Vrem, nu vrem, termenul e tare, fură din viața celui de pe scenă. De asta a venit, să împrumute puțin, măcar să împrumute. Da.
Asta pentru teatru, dar cu filmul ați spus că e un pic mai simplu, oarecum. Și vă las să explicați de ce. Pentru că v-am văzut și în Binecuvântată fi închisoare și în Schimb valutar ați jucat și în câteva mai recente ale lui Maftei. La Maftei a fost o regăsire... În care dintre ele? În amândouă. O să povestesc și o să înțelegeți. E o regăsire minunată a unei prietenii pe care a avut-o tatăl meu cu tatăl lui. Au fost prieteni. Știați de asta când ați primit rolul? După ce m-am întâlnit cu el. Știam de Maf, de la tata. Tatăl tău ce a fost? Ce e? După aia am aflat că a fost pictor. Cumva s-ar putea să fi fost ori colegi de armată, oriceva cu tatăl meu. Mi-am duc aminte o poveste. Fuga. Tatăl meu întrebat, întors, confirmat. Și din toată această poveste a ieșit și o prietenie. Acum, cumva, părinții noștri au fost prieteni și acum, abia după ce am făcut eu facultatea, el facultatea, ne-am întâlnit pentru prima oară în viața noastră. Și am desfășurat o prietenie. Mai importante sunt relațiile decât rolurile. Asta e cu ce vreau să rămân din viață, de fapt. Cu alte cuvinte, această complicitate inițială s-a transformat într-o experiență de drum lung care va face fructe de-a lungul unui timp. Vi se întâmplă așa totdeauna? Când ați stat pe același platou cu Sharon Stone, câți n-ar vrea? Ce fel de experiență a fost? Când în 2012 erați între două dive, Maya Morgenstern și Sharon Stone, diferite... Da, cu doamna Maya Morgenstern pe zona de musical, nu? De Chicago. Și cu Sharon Stone acolo. Am stat să studiez. Cum se manifestă oamenii, actorii de afară? Și am realizat că au o curățenie a profesiei pe care o fac teribilă. Că ei se întorc la ei înșiși fără niciun efort. Asta presupune un exercițiu. Asta presupune faptul că undeva ai învățat la un moment dat, odată cu arta ta actoricească, o rutină obligatorie care te întoarce la tine, care îți recalculează cine ești tu, ce ai asumat, ce e de păstrat în întuneric, lăsat acolo jos și ce e de adunat în continuare și de expus în relațiile pe care le ai tu acasă, cu familia ta, cu oamenii pe care îi iubești, cu prietenii. Ați spus cuiva la un moment dat, tot relativ la această experiență, pentru că sunt sigură, atunci multă lume vă întreba despre cum arăta sau cum se purta Sharon Stone. Ați povestit puțin despre acest star hollywoodian că a intervenit cu o naturalețe derutantă când cineva din platou și-a scrântit piciorul și ea i-a explicat pur și simplu figuri de gimnastică. Spuneam că e un om ca noi toți, dar care este nu binevoitor, este mărinimos. Mărinimia în societatea românească e pe cale de dispariție. Am văzut pe coperta de pe rețeaua de socializare expuse cele 7 chei ale drumului, ca să nu zic ale raiului, pe care le puneți acolo și prima începe cu credința, nu sunt toate 7 la fel. Hai să le spunem împreună, ar fi așa: credința, respectul, răbdarea, mila, bunăvoința și perseverența e ultima. Îmi place că drumul ăsta al cheilor începe cu credința și se termină cu perseverența, cu alte cuvinte, mergi înainte orice ar fi. Da, asta nu te e opri, traducerea. Nu te opri. Dacă ești dezamăgit undeva, dacă te-ai blocat undeva, nu te opri. Repoziționează-te, amintește-ți din nou cine ești, cine sunt părinții tăi, de unde ai plecat, cum ai ajuns aici. Cine sunt copiii tăi, cine te însoțește, pentru că am văzut că aveți o familie frumoasă, m-am bucurat. N-am găsit un artist al Teatrului Național de 15 ani încoace care să fie și boem. Dimpotrivă, două fetițe minunate, o soție scenograf. Soția mea e arhitect la bază. Un arhitect care a realizat că a fi arhitect femeie e aproape o imposibilitate, a realizat cine e ea, ne-a apropiat sinceritatea față de sine, cumva, la începuturi, asta, și asta e un sâmbure al relației noastre, și a făcut pasul către scenografie. Tot cu prieteni, cu relații,
la noi în România a avea relații înseamnă am o relație la... Mm. Ați văzut a relaționa. Că nu e în lexicul meu, nici n-am ripostat la asta. Da, acum deci realizez că am tot folosit termenul și încerc să-l pun în pagină în justa lui valoare. Mm. Pentru că a putea relaționa sincer cu cineva este aur. E ceea ce te poate caracteriza și te poate trimite mai departe în următorul pas și în următoarea alegere. Așa e. Cumva destinul ne poartă după cum alegem noi, nu destinul, după cum alegem noi tipul de relaționare. Aveți mitologii personale, sunteți captiv în unele, hai să nu le zic superstiții, semne, îndemnuri, voci pe care le auziți numai atunci când trebuie și le auziți singur. Gândurile care îți vin în intimitate pot avea două fețe. N-am întrebat întâmplător, pentru că versatilitatea și ludicul unui actor pot fi puse în gravă dificultate atunci când îi vorbesc intuițiile, așa ca sirenele la Ulise. Bun. Mai multe deodată. Bun, pe toate vocile, deodată, da. Pentru că agitația pe care ți-o asumi fac ca o apă oxigenată care stă în sufletul meu și care scoate la suprafață tot ce e rezidu. Și după aia, cu spuma aceea, poți să o faci pe Afrodita sau poți să-ți creezi un iad. Depinde numai de tine. Structura matematică pe care o am de la mama, de la matematică, de la fizică, cumva m-a adus în poziția în care această spumă despre care am vorbit mai devreme, gândurile acestea hibride cu negru și alb, să pot cumva să le pun într-o matrice, să mi le structurez din când în când. Inclusiv interviul nostru de acum, întâlnirea noastră de acum, face un cleaning la mine, pentru că eu rememorez cine sunt eu. Asta și voiam, să facă acest gest de purificare la fiecare interlocutor. După puțin mi-au mărturisit că au reușit să-și amintească și să spună lucruri pe care aproape că nu le știau despre sine. Și asta a fost cel mai frumos compliment. Eu am nevoie să fac asta mai des, așa că ce vă spun eu, acum vine rememorarea, se spune, din câte am înțeles de altfel, că îți amintești despre un eveniment, nu evenimentul. Și amintirea evenimentului. Ultima dată când l-ai amintit. Exact. Ori verbalizarea asta interlocutivă face ca amintirea să ducă mai repede către eveniment, mai degrabă către eveniment, pentru că nu este în singularitate, este povestită. Și atunci când povestești despre un eveniment, toată ființa ta face efortul să se raporteze just la evenimentul respectiv. Și atunci rememorarea și reorientarea ta, repoziționarea ta față de sine, a mea acum, în speță, este mai exactă. Când vă gândiți de pildă la glorie, pentru că eu cred că orice actor dedicat se gândește, intrați în care parametri? Ce negociere mare! Vanity is my favorite scene. Mm-hmm. Ce negociere imensă! Bun, doresc. După ce îmi doresc și am, să zicem, o secundă, două interviuri cu dumneavoastră, mm-hmm. Un alt interviu apar pe pagina Dilema veche, senzațional. Colegi care te invidiază. M-am gândit că după interviul din Dilema veche vă vor fi invidiat mulți, dar îmi place să cred că și mai mulți vor fi după micul dejun ăsta de astăzi. Bun, și după aia ce faci? Spun și eu că doamna Maia Morgenstern. Bun, acum am luat premiul ăsta. Ăsta trebuie să-l uit în secunda 2. Pentru că altfel mintea mea nu mai e acolo, la următorul lucru pe care l-am de făcut. Nu mai pot să fiu acolo. Puteți să ocoliți trufia? Nu v-ați trufit niciodată? Ba da. Cu tot ce ați cuprins în tolbă și ați... Sunt un tip care se împăunează ușor, imediat. Odată. Numai că eu recunosc față de mine asta. Și recunosc și față de ceilalți. Și port o ironie asupra acestui fenomen. Dacă nu râzi de cel al cărui nume nu-l rostim și nu fac asta din doar pentru că suntem acum la televizor, nu-i rostez numele, dar nu am vreo opreliște să mă bat cu el, da, mă bat cu el urât, după care râd de el, că altfel n-am cum. Ei, dacă nu fac pasul ăsta în care să râd de el,
sunt pradă lui. Pentru că nu mă detașez, nu prezint distanță față de zona întunecată pe care fiecare dintre noi, și mai cu seamă noi actorii, pentru că suntem niște oameni ale căror minți se sucesc. Da, frumos spus și adecvat. E clar că e o contorsionare puternică și continuă și tocmai de asta am lăsat pentru ultimele 3 minute această întrebare capcană pentru toate generațiile de actori. Relația dumneavoastră cu tentația televiziunii, pentru că foarte mulți actori iubesc să fie la televizor. Devii faimos. Odată începe lumea să se uită la tine altfel. Dar să te aclame în piețe, să-ți dea o bucată de brânză. Am văzut deja. Asta. A fost. A trecut asta. A trecut. Epoca... Și s-a înlocuit cu ce? S-a înlocuit cu alegerea publicului. La mine, la vârsta mea, eu aleg. Și eu fac la fel. Deja aleg că nu mai vreau neapărat semnătura. Ceea ce nu înseamnă că nu visăm câteodată ca toată lumea să se uite și să vrea să ne aleagă. De acord sau nu? Nu. Nu. Nu, pentru că sunt într-un mare pericol cu mine însumi atunci. Nici n-am nevoie. Raționamentul pornește în felul următor. Eu sunt sincer cu mine. Eu îmi fac treaba cât pot eu de bine. După ce îmi fac eu treaba cât pot eu de bine, prezint și evident că va avea un succes sau altul, dar prezentând cum trebuie, ambalat cum trebuie, prezentând acest lucru care este autentic și care este un univers care funcționează, această prezentare, acest obiect, acest univers, își va atrage singur publicul. Așa e. Și publicul acela sigur că va rezona cu mine, pentru că eu sunt acolo. Asta voiam să aflu, că de fapt nici ca actor, nici ca jurnalist și ca nimic altceva nu putem avea toate publicurile deodată, toate gusturile deodată și că de fapt ratarea începe de la a mulțumi pe toată lumea. De la a fi popular. Vreau să fiu popular. Bine, atunci apucă-te de politică. Da. Lasă teatru deoparte. Pot să mă apuc de politică. Pot să devin popular, cumva, să încep să spun când trebuie glume de ochiate, sunt capabil de așa ceva, există lucrul ăsta în mine, nu este neapărat ceea ce vreau eu să prezint, ceea ce vreau eu să atrag. Corul, să spun așa, targetului meu, da? Publicul meu, țintă, nu trebuie dezamăgit, pentru că a investit în mine. A venit seara de seară să mă vadă. S-a dus pe unde am avut eu vreo prezentare a filmului. Da, ceea ce nu-i puțin lucru și tocmai de asta mi-am rezervat o încheiere pe măsura acestei opțiuni pe care am intuit-o de la începutul discuției și vreau să închei cu o declarație pe care ați făcut-o niște ani în urmă unui reporter care a venit la teatru și v-a întrebat: Ioan Andrei Ionescu, ce-i schimba în țara asta? Vă spun încă o dată, așa, ca de fiecare dată când sunt întrebat, avem nevoie să creștem ca un copil sănătos în lumea asta. Și unui copil sănătos îi dai sănătate. Da, asta ați spus. Ministerul Sănătății, da? Ați spus așa, oamenii îi să fie... Îi dai o educație bună. Da. Și îi pui și o carte în mână sau îl duci la teatru. Fără aceste trei ministere al sănătății, Ministerul Învățământului și Ministerul Culturii, acest popor nu există. Din păcate, începem să subzistăm. E o sentință pe care vreau să o las să răsune așa, sentențios ca o ghilotină. Vă mulțumesc și sper să nu vă apucați de politică niciodată. Niciodată nu știi, niciodată nu știi. Pentru că așa valorile oamenilor se pot schimba. Sunt de acord. Odată se face masa critică și cineva poate că simte nevoia să aibă nevoie de mine. Da. De asta am și dubitat spunând că sper să nu deveniți prea curând politician, ci să rămâneți ceea ce sunteți. Actorul care mi-a vorbit astăzi, mulțumesc și aștept următorul rol în premieră ca să avem o nouă discuție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Ileana! Ai văzut cum am început noi ziua de azi? Eram ohorât și ploua. Iată cât e de frumos astăzi. Păi azi e baba mea. E baba ta. Deci e și cu bani și frumoasă. Da. Și deșteaptă. Adică atunci deșteaptă. Când nu mai așteaptă, când nu mai demonstrează nimic, la senectute se însorește. Uite-te. Da, corect. Mulți se întreabă cum ați biruit. Aveți un impresar?
Nu. Am avut, la un moment dat, am folosit pe cineva. Așa. Dar l-am folosit eu. Acum l-am folosit să-mi pună în pagină ceea ce am făcut. Și mi-am dat seama că se îndreaptă către zona de cancan și am oprit colaborarea. Da. Dacă voi sunteți mulțumiți, eu sunt mulțumit. Da, e foarte ok. Bine. Și un mesaj foarte bun de la un om tânăr, adică că să luăm cețurile astea, că nu avem actori. Dar avem, domne, du-te și uită-te la ei, că sunt, joacă.